Cu deosebită bucurie sărbătorim și anul acesta nașterea Domnului nostru Isus Hristos. Fiul lui Dumnezeu a venit în lumea noastră ca să ne mântuiască. S-a născut în Ieslea de la Betlehem, a murit pe crucea de la Golgota, apoi a treia zi a înviat și este viu în vecii vecilor. S-a înălțat la cer și s-a așezat la dreapta Tatălui stă pe scaunul de domnie împreună cu Dumnezeu și de acolo își conduce biserica sa biruitoare despre care a vorbit când era pe pământ spunând Eu voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu vor birui. Domnul Isus este în același timp mântuitor și domn. Este împăratul împăraților și domnul domnilor. Și-a întemeiat o împărăție care nu se poate clătina și care este veșnică. Nașterea Domnului Isus Hristos în lumea noastră a fost un moment extrem de important în istoria acestei planete. Cel care s-a născut în iesa de la Betlehem a adus lumii bucurie, pace și speranță. Evanghelistul Luca ne spune că atunci când s-a născut Domnul Isus la Betlehem, un înger a venit din cer la păstor și le-a spus: Nu vă temeți! Căci vă aduc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul. Oamenii de atunci și din toate vremurile și oamenii sinceri din zilele de pe urmă se bucură de nașterea Domnului Isus Hristos, dar mai ales de lucrarea pe care el a făcut-o pe cruce, acolo unde a murit pentru păcatele noastre ca noi prin credința în El să putem fi mântuiți. Cuvântul Domnului spune că după aceea o oaste cerească, i s-a alăturat îngerului și toți împreună l-au lăudat pe Dumnezeu spunând Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Domnul Isus, cel care s-a născut în el la Betlehem, este Domnul păcii. Înainte ca să moară pe cruce, El a spus: Vă las pacea, vă dau pacea mea, nu vă dau cum vă dă lumea, să nu vi se tulbure inima și să nu vi se înspăimânte. Pacea pe care o dă Domnul Isus oamenilor credincioși, care vin la El și Îl slujesc, întrece orice pricepere. Și această pace păzește gândurile și inimile noastre în Hristos Isus. Evanghelistul Matei spune că după ce s-a născut Domnul Isus Hristos, niște magi au venit din răsărit, de la mare distanță. Au venit la Ierusalim și au pus următoarea întrebare. Unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă i-am văzut steaua în răsărit și am venit să ne închinăm lui. Acești oameni importanți în țara lor, înțelepți foarte bine pregătiți, călăuziți de această stea, au venit să-L caute pe Domnul Isus și L-au găsit. Ei s-au închinat și au adus daruri. Dar cuvântul spune foarte clar că înțelepții magii aceștia au înțeles că cel care s-a născut la Betlehem este împărat. Și din Sfânta Scriptură noi știm că El este împăratul împăraților și Domnul Domnilor. Împărăția pe care o conduce este o împărăție veșnică. Toți cei care îi aparțin Domnului Isus, în mod deosebit la această sărbătoare, se bucură. Și îi mulțumesc Tatălui Ceres pentru darul pe care l-a făcut omenirii. L-a dat pe singurul său fiu. El a venit în lumea noastră, a murit pe cruce, a plătit prețul mântuirii noastre, iar noi, prin credința în El, suntem mântuiți. Să ne ajute Domnul ca la acest mare prasnic creștin să ne bucurăm în familiile noastre și în bisericile noastre. Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru tot ce a făcut pentru noi. Vă doresc tuturor sărbători fericite împreună cu Domnul Isus Hristos. Dumnezeu să ne binecuvânteze și să ne ajute să continuăm să umblăm prin credință să-L slujim pe El din toată inima. Iar anul nou care se apropie, anul 2022, să fie un an în care să pășim cu mare încredere. Pentru că Domnul Isus Hristos a promis că va fi cu noi în toate zilele până la sfârșitul viacului. El să ne umple inimile de bucurie și de pace, să ne întărească inimile prin har, și să ne ajute cât mai suntem în această lume, să trăim prin credință, să împlinim cuvântul lui Dumnezeu, iar atunci când vom pleca din această lume, să ne ducem să fim împreună cu Domnul în locul acela pe care El îl pregătește pentru adevărații credincioși. Amin.